În luna aprilie, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța au continuat controlul și verificarea societăților comerciale ce își desfășoară activitatea pe raza județului Constanța. Inspecțiile din această perioadă au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislația muncii și securitatea și sănătatea în muncă a salariaților. În acest sens, au fost controlați 427 de agenți economici, dintre care 85 au fost sancționați. Aceștia s-au ales cu 102 sancțiuni contravenționale, dintre care 78 au fost amenzi în valoare totală de 644.000 de lei. În plus, au fost depistați 31 de angajatori care practicau munca fără forme legale și 79 de persoane fără contract de muncă. În consecință, au fost date amenzi în valoare de 540.000 de lei. Inspectorii din cadrul Corpului de Control Securitate și Sănătate în Muncă au verificat în aceeași perioadă 218 agenți economici și au dispus 451 de măsuri de remediere a neconformităților constatate. Și asta nu e tot. Au fost vizate șantierele de construcții din județ, pentru că vremea s-a îmbunătățit, într-adevăr, cred că și antreprenorii au fost mult mai activi în această perioadă, deci pe construcții am avut acțiuni la diferiți subcontractori din porturile de pe litoralul nostru și, bineînțeles, comerț. În perioada următoare, controlele se vor înteți mai ales pe litoral, pentru ca nerespectarea legii și a contractelor de muncă să fie prevenite. Reprezentanții ITM Constanța vor fi însoțiți în verificările lor de către reprezentanții din capitala instituției.